În ultima zi de campanie electorală, zeci de oameni s-au adunat în scoarul Teatrului de Opera și Balet la un miting de susținere a candidatului independent la funcția de președinte. Aceștia au venit cu pancarde pe care scria Dodon președinte și cu steaguri roșii. În discursul ținut în fața susținătorilor, Igor Dodon i-a îndemnat să meargă duminică la alegeri și să voteze pentru bunăstare și stabilitate în țară. Moldova! Oamenii care au venit la meeting spun că vor ieși duminică la vot în speranța unui viitor mai bun. Manifestare foarte la timp și trebuie să fie rezultat, drept spune prezidentul nostru. Noi pentru Moldova trebuie să luptăm. Nu sunt indiferentă de viața țării mele și de pentru copilul meu și pentru familia mea. Și vrem ca să trăim într-o țară liberă, să nu ne conducă nimeni și să nu fie atâta mizerie. Și-a exprimat susținerea pentru Igor Dodon și primarul capitalei Ion Ceban. Este foarte important, ca la prezident, parlament, правительство, местная власть работают в унисон. Каждый не тырит и переставляет елку, куда ему заблагорассудится. Я уверен, что у Молдовы есть будущее. Candidatul la funcția de președinte i-a invitat pe cetățeni să se prezinte duminică la urne. Suntem împreună și suntem o forță. Eu sunt fier convins că victoria va fi din partea noastră. Dar pentru aceasta trebuie să fim împreună, stimați prieteni. Toți care au aceleași valori trebuie să ieșim împreună pe data de 15. Potrivită deciziei Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică, din cauza pandemiei de COVID-19 sunt interzise manifestații la care se adună mai mult de 50 de oameni. I-am întrebat pe organizatori dacă nu încalcă această prevedere, însă aceștia nu ne-au putut spune câți susținători au participat la eveniment. Nu i-am numărat și probabil că tot cu dumneavoastră au fost peste 50. Pe mine m-a numai numărat că au venit oameni să-și apere pământul, țara, limba, istoria. Am întrebat și reprezentanții Inspectoratului Național pentru Securitate Publică dacă nu s-au încălcat regulile epidemiologice la evenimentul din scoarul Teatrului de Operă și Balet. Poliția spune că în cazul în care se va demonstra că nu s-a respectat distanța socială, ori manifestanții nu au purtat măști, organizatorii acțiunii riscă să fie sancționați.